și dr. Alexandra Kiș. Gastroenterologie, dr. Felix Bende. Medicină internă, dr. Diana Morar. Cardiologie, dr. Raluca Pavel și dr. Raluca Farca. Endocrinologie, dr. Mihaela Negrilă. Chirurgie, dr. Flaviu Kiș, dr. Nicolae Fuieraș și dr. Iulian Farca. Ortopedie, dr. Rareș Hedeșiu. Urologie, dr. Ștefan Negoiță. Neurologie, dr. Adela Musat. Dermatologie, dr. Diana Fluieraș și dr. Daniela Hărău. Și chirurgie plastică și estetică, dr. Alin Ciupor. Pentru că Tarbus Medical Hunedoara se gândește la sănătatea ta. Clinica Medicală Tarbus din Hunedoara, de 5 ani pentru sănătatea ta. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pregătește-te de primăvară și vară cu Avantgarde Studio by Laura. Salonul de înfrumusețare din Hațeg are soluția pentru o siluetă perfectă. Viora V10, cea mai avansată platformă multitehnologică pentru remodelare corporală. Câștigă o siluetă de invidiat cu Viora și Avantgarde Studio by Laura în țara Hațegului. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, o ediție la început de săptămână, în săptămâna în care, nu-i așa, le acordăm mai multă atenție doamnelor, domnișoarelor, aspect cu care personal nu prea sunt de acord, în sensul că doar în această săptămână devenim brusc foarte amabili, după care, lasă, n-au o martie destul. De aceea o să-i urez la mulți ani în avans invitatei mele, nu numai de o martie. Este vorba de colega mea de platou, Ana Maria Barb. Bine ai venit în studio. Bine v-am regăsit. Fug așa de la știri în platoul emisiunii. Să rămâi frumoasă, veselă, sănătoasă, să te bucuri de familie, de iubire, sănătoasă în primul rând. Comentam că a fost un sezon de iarnă dificil, cu multe viroze și cred că lucrul ăsta se mai simte așa și pe vocea noastră și pe starea noastră, cumva, atunci când apărăm în emisiuni sau la știri. Cert e că asta ne dorim cu toții, să fim sănătoși și de acolo pleacă toate. De acolo pleacă toate. Restul mai trecem peste ele. Și-ți întorc aceeași urare. Sănătate multă. Mulțumim. Ai participat la sfârșit de săptămână la un moment emoționant. Am discutat împreună și mă bucur că am abordat mai multe aspecte. Nu avem noi foarte mult timp, dar ne vom încadra. Este vorba de ajutor pentru Matei, cazul unui copilaș care a sensibilizat foarte, foarte multă lume. Ai participat direct la acțiunea de strângere de fonduri pentru Matei. Lumea a răspuns în mod remarcabil. Cum ai perceput toată atmosfera din sala teatrului? A fost extraordinară atmosfera și poate faptul că am trecut prin 2 ani de pandemie și am stat cumva închis și feriți chiar și de genul ăsta de evenimentele caritabile, evenimente umanitare, nu s-au mai organizat la nivelul celui organizat duminică. Cazul lui Matei a apărut în atenția publică, pe rețelele de socializare mai exact, în urmă cu vreo 2 săptămâni și a coagulat
derulat atât de multă lume, atât de multe, nu știu, asociații, părinți, tot soiul de structuri care au venit în întâmpinarea acestui caz din dorința de a-l ajuta să strângă suma de care are nevoie pentru a fi operat în Statele Unite. A fost remarcabil ce s-a întâmplat și faptul că am văzut că mai există solidaritate umană și că există oamenii aceia care îi credeam dispăruți cumva, care sunt dispuși să doneze, să doneze sume impresionante, pentru că suma strânsă ieri este mult peste așteptări, mult peste ce s-a strâns până acum în județul Hunedoara și cred că și la nivel național, dacă e să analizăm genul ăsta de evenimente caritabile, mai exact un eveniment care a reușit să le aducă părinților lui Matei, băiețelul bolnav de tetrapareză spastică din Deva, în cont 33.000 de euro. Este suma finală, pentru că ieri la finalul evenimentului se strânseseră 28.000 de euro, a fost anunțată această sumă. Între timp au mai fost persoane care au venit și au suplimentat, au mai donat în plus și iată o sumă impresionantă. El are nevoie de mult mai mult. De 100.000, cam 100.000 de euro. Da. Dar această sumă le aduce speranța, nu-i așa? Pentru că deja este cu cât mai au ei și o să... Noi avem povestea lui Matei spusă de chiar părinții lui. Părinți, da. O să vedem care, de ce este cazul lui Matei așa special și mai ales de ce... A fost Matei sub lupă, ca să zic așa. Înainte de toate, vreau să spun clar că nu vreau să-mi arog eu vreun merit. Eu am fost acolo în calitate de prezentator, de moderator, să zic, al evenimentului. Nu am niciun merit. Am donat și eu atât cât am putut. Am făcut ceea ce am putut pentru acest copil, așa cum au procedat și oamenii care au fost în sală și cei care nu au fost în sală, dar sub anonimat au făcut donații consistente. E de lăudat demersul celor, pentru că acțiunea a fost organizată de PSD Deva, de Organizația Municipală a PSD Deva, o acțiune pusă la cale de un partid, dar e de apreciat faptul că s-au mobilizat. În câteva zile au pus pe picioare un întreg spectacol, un întreg eveniment, au avut sala plină. Și mi-a spus că sala nu a fost plină cu activul de partid. Nu a fost activ de partid, că am stat toți cumva curioși, da, să vedem, băi, cine e însă, că ne cunoaștem, da, Deva, da, e un oraș, e o comunitate, da, mică, ne cam știm. Au fost și membrii de partid, că a fost organizație, da, un eveniment organizat de PSD Deva, dar au fost și oameni pur și simplu impresionați de cazul lui Matei, oameni simpli, au fost și întreprinzători, oameni de afaceri, pur și simplu toată comunitatea deveană cumva reprezentată în sala Teatrului de Artă din Deva, iar prezența lor s-a materializat prin această donație impresionantă, care, da, e un bun start cumva în obținerea sumei finale de 100.000 de euro, sumă de care Matei are nevoie pentru a ajunge în Statele Unite. Dar ziceai tu că o să vedem povestea lui Matei în 5 minute, da? Și într-adevăr impresionantă, pentru că suntem în județul Hunedoara, nu avem o Timișoara, un Cluj, un București, adică rezervoare de bani, să spunem. Este o sumă remarcabilă. Îl rog pe Cristi să ne ajute cu primul filmuleț, povestea lui Matei spusă chiar de părinții lui. Bună ziua! Vrem să vă mulțumim tuturor că sunteți alături de băiețelul nostru. Matei este un băiețel născut la 33 de săptămâni, prematur. În prima zi de viață am aflat că Matei a suferit o hemoragie craniană, gradul 2/3. În urma complicațiilor, medicii mi-au cerut acordul ca să fie transferat la un alt spital cu secție de prematuri, dotat cu secție de prematuri. O săptămână mai târziu am ajuns și eu la el și de acolo au început să apară veștile rele. Primul diagnostic a fost pus de leucomalacie periventriculară și ne-au spus că Matei nu va fi niciodată un copil normal. Noi nu am vrut să acceptăm asta și am început investigațiile. La 3 luni, când am primit acordul medicilor, am început terapia. La 9 luni am primit primul diagnostic de paralizie cerebrală, iar la 1 an diagnosticul lui era de paralizie cerebrală cu tetrapareză mixtă. Atunci noi am hotărât să trimitem
dosarul lui la mai multe spitale din afara țării și așa am ajuns în Barcelona. Aici au făcut din nou investigații, dar diagnosticul fiind la fel și ne-au spus la fel că Matei nu se știe dacă va putea merge vreodată sau nu. Am început terapia la un spital privat, iar după 6 ore de terapie Matei a început să meargă în 4 labe, ceea ce pentru el e un progres foarte mare. Noi ne-am tot documentat despre clinici, despre diagnosticul lui, ce se poate face în cazul acesta și așa am aflat că singura lui șansă să meargă este să mergem la un spital din America, să-i facem o intervenție, o operație la coloană, mai exact. După ce am plinit 2 ani, am trimis toate documentele în America, la spitalul din San Luis, pentru a vedea dacă îl acceptă sau nu. Pentru că sunt copii care acceptă și sunt copii care nu. După 3 săptămâni am primit scrisoarea de acceptare și în scrisoare medicul ne-a spus că Matei va fi un copil independent dacă vom face această intervenție și că șansele lui sunt de 98%. Singurul impediment sunt costurile foarte mari, pentru că în total se ajunge la 100.000 de euro. Intervenție, drum, cazare și tot ce mai trebuie să plătim în state. Până în momentul de față, noi am strâns în conturile personale aproximativ 4.500 de euro, iar în contul asociației s-au strâns aproximativ 3.000 de euro, dintre care 2.000 am primit de la o firmă prin contract de sponsorizare, iar cealaltă mie s-a strâns din bani de la persoane fizice. Noi în aprilie vom primi un mail din America în care ne spune atunci data exactă și după ce ne confirmă data exactă, noi trebuie să virăm banii către spital. Rugămintea noastră este să ne ajutați să strângem această sumă și să mergem cu Matei în America. Matei este un băiețel foarte deștept, răspunde la toate comenzile, vorbește, se exprimă în cel mai frumos mod, spune poezii și învață foarte repede. El, dacă l-ar vedea cineva, ar zice că nu ar avea probleme. Singura lui problemă este că nu merge. Deși el ne spune tot timpul că să-l ținem de mână să meargă cu copiii, să alerge, dar el singur nu poate. De mânuțe, dacă îl ține, merge cât de cât. El pe parte cognitivă este foarte bine. Doar, e afectat doar parte motorie. Acum că urmează luna martie și urmează ziua mamei, tot ce îmi doresc este să-mi văd copilul mergând. Iar mamele din lume știu ce înseamnă chestia asta, pentru că nimic nu e mai important decât să ai copilul sănătos. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Vreau să mulțumesc foarte mult celor de la PSD Deva că au făcut tot posibilul ca acest eveniment să aibă loc. Vreau să mulțumesc domnului Laurențiu Nistor, doamnei Natalia Intontero, pentru că tot timpul a fost alături de noi și ne-a încurajat. Vreau să mulțumesc domnului Lucian Rus, domnului Ciprian Roman, să mulțumesc interpreților și soliștilor, celor de la Sinevo, care ne-au ajutat, celor de la domeniile străiului care ne-au ajutat și asociației Împreună pentru Bubu, care a fost alături de noi încă de la început. Vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, familiei, prietenilor și oamenilor simpli care au fost alături de noi și ne-au ajutat până în acest moment. Vă mulțumim frumos! Ne întoarcem în direct. Iată, cred că emoția părinților lui Matei și a mamei lui este evidentă pentru toată lumea. Să știi că plângea sala ieri, o sală întreagă, în lacrimi, la auzul mesajului părinților lui Matei, Natasha și Călin Cazo, o familie de oameni simpli, oameni care
aveau locuri de muncă, ce le asigurau un nivel de trai fără griji, dar în momentul în care a apărut această mare provocare a vieților, această grea încercare, evident că resursele familiei erau clar direcționate. Chiar da. Mama mi-a spus, ea, Natasha, lucrează la un laborator de analize din Deva, este în concediu de creștere a copilului, tatăl fiind șofer de camion, a trebuit să-și dea demisia pentru a face drumurile astea România-Spania, acolo unde ei se află în prezent și unde fac recuperare în vederea operațiilor din stat, unde fac terapii în vederea operațiilor din Statele Unite. Mi-au spus că au vândut tot ce a fost de vândut. Mai aveau un apartament scos la vânzare, deci ultima resursă, au făcut credite, au luat credite din bancă, orice pentru a asigura tratamentele din Spania, pentru că în Barcelona mama mi-a spus că o zi de tratament poate să ajungă până la 1800 de euro. Deci în ultimele 11 deci, luni au fost în Spania. În Statele Unite unde costă 100 de mii, mai dai câteva mii, zeci de mii poate de euro. Da. Ci 100 de mii de euro din Statele Unite ar însemna, dacă să ne referim la intervențiile chirurgicale, din spusele lor, 53 de mii de euro ar fi, ar fi intervenția la coloană, 15 mii de euro intervenția de lungire a tendoanelor, doar 9.000 de euro este doar deschiderea depozitului pentru a avea acces la clinică, la clinica din St. Louis, plus bilete de avion, spitalizare, îngrijire postoperatorie, tratament, cazare, masă, na, tot ce presupune deplasarea și faptul că nu știi cât stai acolo, nu au de unde să știe cum va reacționa copilul, de câte intervenții va avea nevoie. Deci cam pe asta s-ar duce cei 100 de mii de euro solicitați de spitalul din St. Louis. Haideți să le vedem puțin, înainte să continuăm, să le vedem puțin și pe Matei. Matei. Da, îl vedem pe... Să-l vedem în imagini. Da. Este, Matei este un copil foarte frumos, e mereu cu zâmbetul pe buze. Îl văd zâmbind în imaginile pe care ni le-au trimis părinții. Ca să înțeleagă telespectatorii, el este neurologic vorbind, psihic, este un copil normal. Perfect. Nu este un cu un handicap neurologic. Nici de cum. Recită poezii, cântecele specifice vârstei lui și e un copil absolut normal. Îmi spunea mama că în momentul în care ies la plimbare în parc, îi întinde mâna și îi spune: mama, hai să merg, ține-mă de mână, că vreau să mă duc și eu să mă joc cu copii. Un copil normal, captiv, într-un corp care, din păcate, nu l-ajută să facă ceea ce face. Iată imaginile. Da. Poate sunt cu impact, hai să spunem, sunt cu impact emoțional puternic, pentru că așa spune regula CNA și trebuie să spunem lucrul ăsta și noi în emisiune. Este cu acceptul părinților, evident, acceptul că asta părinților. Contează foarte mult, da? Da, a fost extraordinar, părinții ne-au ajutat cu toate informațiile și sunt copleșiți de empatia și de grija celor din comunitatea hunedoreană, a devenilor, pentru că ei sunt deveni, sunt copleșiți și sunt extrem de emoționați. Am văzut de altfel și în materialul difuzat mai devreme. Deci o dezvoltare cognitivă foarte bună, normală pentru un copilaj de 2 ani, dar îi sunt afectate abilitățile motorii. Faptul că e afectat doar motoriu și cognitiv este ok, le dă speranță părinților că operația va reuși și că va deveni un copil normal. Vreau să mai spun ceva, pentru că am văzut că pe descrierea transmisiei live, colegii noștri, și le mulțumesc pentru asta, au notat conturile. Dacă vreți și puteți și aveți puterea și posibilitatea de a ajuta, de a-l ajuta pe Matei, nu stați pe gânduri, orice donație este binevenită. S-au strâns 33.000 de euro aseară, plus ceea ce aveau ei în cont, undeva la 40.000 de euro, dar mai e nevoie încă de ajutor. Vă stau la dispoziție conturile familiei Cazu și puteți să faceți un transfer bancar sau sunt foarte multe firme care continuă să facă tot felul de acțiuni, tot felul de campanii și să strângă leu cu leu până vom ajunge la suma de care ei au nevoie. Da, haideți să îl vedem, să vedem și niște imagini din de la acțiunea propriu-zisă. Este vorba de, am citit și eu, președintele Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, care a avut o intervenție și domnul Rus, care am înțeles că a fost la originea acestui da, eveniment. Da, el este președintele organizației municipale, e și secretar de stat la Ministerul Turismului, e tată.
domnul președinte, în istorie și tată și bunic. Așa cum tu ești mama unui băiețel, nu cu mult mai mare decât este, Matei, da, exact. Rezonezi poate altfel. Asta, poate da. De asta am rezonat și poate asta ne face să ne implicăm așa de, de puternic în cazul, în acest caz, în cazul lui Matei. Președintele Laurențiu Nistor a stat la tot evenimentul și am apreciat lucrul ăsta pentru că nu e primul eveniment umanitar la care particip și am mai văzut oficialități venind, făcând o fotografie, dacă a donat bine, dacă nu a plecat, da, da. Nu. Ea a fost duminică la prânz, poate că aveau și ar fi putut să aibă și altceva mai bun de făcut. Nu, a stat la tot evenimentul, a venit cu vreo jumătate de oră mai devreme, a vorbit cu familia, cu bunicii lui Matei. Am văzut că ea și au și stat alături de dânsul în sală, a stat la tot evenimentul, iar la final a venit pe scenă, a avut un speech foarte frumos, foarte emoționant, le-a felicitat pe actrița Isabela Hașa, pe Mariana Angel, pe doamna Mariana Suci, Viorica Brândușan-Lupo, cele care au creat o atmosferă așa deosebită, cu pricesne. Suntem în postul Paștelui, da, și da. Atunci, sigur, cei care au venit în sală s-au putut bucura și de un moment artistic. Da, să vedem o bucățică din ceea ce a spus domnul Nistor pe scenă. Cristi, dacă ne ajută, rog, cu filmarea. Oricât ai fi de puternic, oricât ai avea funcții de mare, la ceea ce ne-am fost prezentat astăzi, n-ai putea să nu scurgă o lacrimă din ochi. Cred că și noi astăzi, prin ceea ce am făcut, putem să facem câteva lucruri bune și facem să ajutăm această familie, pe micuțul Matei, care sunt convins că după operație cred că va fi prezent, așa cum văd în sală, multe familii tinere, cu copilași poate de vârsta lui Matei, și să se bucure împreună cu noi sau cu alții care vor fi în această sală și familia să simtă că într-adevăr, Dumnezeu o iubește, unii doreni îi iubesc și țin ei. Nu știu pentru câte oară putem demonstra noi românii că știm să fim uniți și la bine și la rău. Astăzi ați dat dovadă din plin și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc organizației Partidul Social Democrat de la Deva, domnului președinte, domnului secretar de stat, Lucian Rus. Și te felicit, Lucian, pentru această inițiativă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat și nu pot să nu mulțumesc într-un mod deosebit și colegilor mei de la Consiliul Județean, care astăzi a făcut posibil și prezența lor aici. Și parcă împreună cu toții știm să respectăm aproapele nostru, știm să fim împreună și la bine și la rău. Da, aș vrea să discutăm înainte să vedem și scurta intervenție a domnului Rus. Cazul Matei a fost, sunt sigur foarte multe, foarte mulți oameni în suferință. A existat însă o logică în spatele acțiunii de ajutorare, o logică pe care noi doi am discutat-o înainte și mi se pare că se susține perfect psihologic vorbind. Sunt foarte, foarte multe cazuri de copii cu tetrapareză spastică. Și oamenii în general au în suferință, da, da. Da, oamenii aflați în suferință. Este însă o afecțiune care poate fi recuperată, poate fi vindecată într-un procent foarte ridicat grație evoluției cumva a medicinei și a științei. Nu e sub semnul întrebării, poate da, poate nu, aici este cert. Și medicii din St. Louis, clinica la care este spitalul St. Louis, departamentul de neurochirurgie, aflat în subordinea Universității de Medicină din Washington. Asta în cazul în care... Place că ești foarte documentată, da? Păi m-am uitat, da, evident, da. Că atunci când am aflat despre caz, am vrut să văd... Sigur, detalii. Detalii și documentele oficiale, ca să, să fim foarte clar înțeleși. Și da, da, e da, da. Bine să te asiguri că este așa cum îți spune familia. Nu dăm banii ăștia și vine și doamne, păi știți, n-a reușit. Aici este un grad mare de certitudine, te rog. Cei din lui spuneau că procentul de recuperare
poate să ajungă până la 98%. Deci, adică, practic, o viață normală pentru acest copilaș. O viață normală, Matei ar putea să devină un copil absolut normal. Dar vin cu precizări. După ce au luat documentele medicale, au luat analize, au solicitat investigații suplimentare, au făcut niște precizări. Așadar, dacă va fi operat în Statele Unite, Matei, îi se va reduce permanent spasticitatea, va fi îmbunătățită postura, deci postura lui va fi îmbunătățită și echilibrul de asemenea și se garantează că va putea să umble independent, nu va mai trebui să fie susținut, se reduce spasticitatea aproape de zero. E bine, nu știu câte cazuri din ceea ce am văzut până acum și am auzit cum va fi mediatizate, au primit această garanție din partea unor medici de renume, este o clinică de renume din Statele Unite. Ăsta este motivul pentru care organizatorii acestui eveniment și oamenii care s-au gândit să pună la cale acest eveniment au acceptat cazul acesta, s-au implicat și au... Un caz vindecabil, ca este să zicem așa. Este vindecabil, dar într-un procent foarte, foarte mare. Foarte mare. Da. Și se vorba de un copilaș care are viața înainte. Ești foarte mic, la 2 ani și 4 luni. Evident că operația, probabil, zic, nu știu, nu sunt cadru medical, dar cu siguranță medicii din Statele Unite le este mult mai ușor pe un copil atât de mic să obțină rezultate pe care poate nu le-ar obține, sigur, pe un adolescent sau un adult. În județ știm că au mai fost... tripletele de la Hondol care au avut practic aceeași afecțiune și chiar și ele după ce au trecut prin o groază de investigații, de proceduri, li s-a redus din spasticitate, dar tot au rămas cu oareșe sechele, probleme. Da. Înainte de finalul emisiunii să vedem și intervenția domnului Rus în cadrul aceluiași eveniment. Din nou, Cristi Băcaru, te rog. Această campanie nu vrem să o terminăm astăzi aici, dorim să continuăm cu ea și în zilele următoare, să fim alături de Matei și, așa cum a spus domnul președinte, să-l vedem aici, în Deva, printre noi, alături de copiii noștri. Sunt foarte emoționat că văd și suma care s-a strâns și nu pot decât să vă mulțumesc. Matei va beneficia de peste 35.430 de lei colectați astăzi și peste 21.700 de euro și 500 de dolari. Este un pas. Mulțumim părinții, este aici alături de noi, mulțumim părinților pentru mesaj și dorim din tot sufletul să fim și în continuare alături de Matei, să facem și săptămâna viitoare în această strângere de fonduri, să ajungem la suma de care are nevoie. Nu pot decât să-i doresc multă sănătate lui Matei, putere părinților și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mulțumesc! Nu putem să salvăm lumea, dar putem să salvăm o viață. Da, spune și Biblia, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Să dai cu bucurie, să dai din inimă, nu din obligație, nu din milă, nu, să dai pentru că simți că poți să ajungi și că poți să schimbi viața acelui mic omuleț, care va deveni la un moment dat un adult sănătos, o să-l vedem pe străzile din Deva, sper eu, mergând și fiind un adult absolut normal. Vă invit încă o dată și pe telespectatorii Antena 3 Deva, chiar dacă poate nu ați fost ieri în sală, vă invit să vă alăturați acestui demers, să sprijiniți acest caz și vă asigur că veți avea satisfacția de a fi ajutat o familie aflată în nevoie și o familie care își dorește cu ardoare un copil normal, o viață normală pentru Matei. Mulțumesc mult, Anta, pentru stăteam și eu cu gândul la copiii mei și mă gândeam la un moment dat că pentru copil ai face orice. Da. Deci, Anna, îți mulțumesc mult pentru intervenție, pentru cuvintele calde, pentru modul în care ai venit foarte documentată. Aici contează foarte mult pentru mine și sperăm că, până la urmă, Matei va deveni așa un copil să fie normal. Mulțumesc, Andu, că ai acceptat acest subiect. A fost o plăcere, de fapt, complicele. Uite, ai contribuit și tu, da. Să știi că și asta contează. Să spunem din gură în gură despre cazul lui, să postăm pe profilul de Facebook, pe rețelele de socializare. Poate se va găsi o persoană care să-și dorească să ajute după ce am făcut acest gest, după ce am distribuit și noi și cumva mediatizat cazul. Îți mulțumesc și eu și
încă o dată, la mulți ani și multă sănătate. Domnilor, domnilor, a fost Ana Maria Barb, ajutați-l pe Matei, găsiți suficiente postări să vedeți conturile. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, le mulțumesc colegilor, la revedere, toate cele bune tuturor. De relaționare, ei sunt acolo, ajută clientul, asigură întreaga asistență.